E o nouă zi, soarele-a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! La bord. Atențiune, atențiune! Trenul pleacă în două minute. Ce vă jucați? Salut! Bună! Ne jucăm de trenurile! Oh, wow! Aveți trenuri și un peron! Și iată-l și pe primul vostru pasager. Bună, Milu! Bună! Pot să vin și eu în călătorie? Îmi pare rău! Nu mai este loc! Am eu loc, Milu! Tristă, Pandi, poate că poți să dai o tură cu trenul lui Ariciu. La bord! Urea! 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 Haide, spornim! Eu chiar vreau o tură cu trenul ăsta! Hei, și noi! Nu mai este loc! Avem loc, Grohi! Mulțumesc! Să mergem, trenule! Haide! Se pare că trenul tău nu e suficient de puternic încât să tragă atâția pasageri. Ești bine, Țopa? Sunt bine! Țopa, Ariciu, îmi place cum le-ați sărit în ajutor prietenilor voștri. Călătoria cu trenul. Sunteți pregătiți să ne jucăm cu trenurile? Da! Sunt locomotiva! Noi suntem pasagerii și noi toți formăm un tren! Ciugu, ciugu, ceaga, ceaga, trenulețul merge tare. Peste pod, mereu pe șine, uite trenulețul vine. Să muncească și să tragă tot ce duce în vagoane. El transportă multă lume, marfă, animale, grâne, chiar și un elefant umflat. Ce e, Milu? Aștepți și alte cuburi? Aha. Cum le vei procura? Un tren ți le va aduce! Trenul e pe șine. Ia priviți cum vii. Ce facem dacă avem un râu? Construim un pod. Și dacă avem un munte? Săpăm un tunel. E frumos în tren, stăm în vagon. Salutăm pe cei de pe peron. Și apoi, după ce pornim, stăm la geam și toți privim. Ciugu, ciugu, ceaga, ceaga, trenulețul merge tare. Să muncească și să tragă tot ce duce în vagoane. Peste pod, mereu pe șine, uite, trenulețul vine. Multă lume, marfă, animale, grâne, chiar și un elefant umflat. Baby Ricky, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi!
Vapor cu aburi. Bună, prințesă Grohi! Salutare! Ia spune-mi, ce faci tu în mijlocul mării? Probabil îl aștepți pe prinț. Da! Pe Milu! Bună, prinț Milu! Bună! Ești gata să înnoți toată marea? Nu! Nicio grijă, Milu! Ai nevoie doar de mijlocul de transport potrivit. Transport? Aia? Tu ai nevoie de ceva ce ar putea traversa marea. Barca! E vreo problemă, Milu? De ce ești trist? Cu ce anume te-am putea ajuta noi? O pânză! Iar eu aici. Nu fi supărat, Milu. Doar că ai nevoie de un alt mijloc de transport. Ceva mai puternic. Mai puternic? Cum era țopa? Țopa, pot să iau coșul tău? Te rog mult. Bine! Uitați-vă la asta. Era o locomotivă. Iar acum e un vapor cu aburi. Cu aburi! Viteazul Milu și puternicul său vapor cu aburi au salvat prințesa. E atât de bine să ai prieteni și mijlocul de transport potrivit. Transport marin. Pe bărcuța mea cu pânze vântul bate neîncetat. Vapor imens cu aburi mi-a lăsat în urmă acum. Adun bun, adun bun. Peste vai, înspre mai. Uite, o barcă! Așa e, Grohi, e o barcă cu vâsle. Poți să o recunoști după vâsle. E o barcă cu motor, nu are vâsle, dar are un motor foarte puternic. Bună, barcă cu pânze? Da, Grohi, o barcă cu pânze se numește chiar barcă cu pânze. Vaporașe și vapoare, bărci actor cu motor, merg cu noi, merg cu noi. Câte feluri de-a pluti, multe lucruri transportând. Asta ce? O insulă! Peste mari am ajuns. Toți la mari am ajuns. Cu barca sunt prietenii noștri, Țopa și Ariciu. Bună! Salut! Micuții noștri, Țopa și Ariciu, se vor juca pe malul mării. Ce este? O barcă! O barcă!
cu barca. Prietenii vor să navigheze cu barca. Dar cum se vor urca în barcă? Priviți! Țopa are o idee! Țopa a găsit o scândură. Acum poate ajunge la barcă. Ba nu poate! Scândura e scurtă! Da, prea scurtă! Cum pot să ajungă pe barcă? Oh, vom zbura! Vom sări! Țopa! Sunteți supărați? Da, supărați! Țopa, Ariciu, mai bine găsiți o altă... O altă scândură! Una lungă! Da, e destul de lungă să ajungă până la barcă. Și iată, astăzi ați învățat ceva nou, copii! Da, așa e! Ura! Lung și scurt. Această scândură e lungă, iar aceasta e scurtă. Oh, urechi lungi! Oh, urechi scurte! Trenul-i lung, lung, lung și de departe-l vezi venind. Se apropie rapid, țiuind. După el apare îndată încă un trenuleț. Dar iată, este scurt, are doar un vagon. Un morcov lung și un morcov scurt. Lung, scurt. Lung! Este scurt! Este lung! Este scurt! Este lung! Este scurt! Lung, lung, foarte lung! Lung, lung, tot mai lung! Uite cât e de lung! Dar din lung se face scurt! Lung, 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 tot mai lung. Uite cât e de lung. Unul lung și unul scurt. Este foarte scurt. Foarte scurt. Unul lung și unul scurt. Unul scurt. Vaporașe. Pandi. Bună! E cald astăzi? Ha? Ha? Tu cauți ceva? Da! Eu caut! Să facem așa! Uite, acolo vin Țopa și Ariciu. Bună, copii! Bună! Bună! Tu! E cald! Chiar că e! Ce aveți voi acolo? Uite ce-am găsit! E lumină! Acela este un polistiren. Polistiren! E foarte ușor și nu se udă. Puteți să construiți din el un vaporaș. Vaporașul meu! Iar acesta e al meu! Să mergem să navigăm! Dați drumul! Apa e aici pentru voi, pentru ca să vă jucați în ea. Hei, hei! Oh, ai grijă!
ce nu te joci cu ceilalți copilași? Eu nu vreau să mă joc. Opa! Pandi, ți-e frică să intri în apă? Un pic. Le-aș avea și eu un vapor. Unul mare. Ai naviga cu el, așa e? Mă întreb ce pune Pandi la cale. Ce-i asta? Un vapor? No! Eu sunt vaporul! Cu toată viteza înainte, Pandi! Copilași, voi toți chiar notați ca niște adevărate vaporașe. În notul. Înotăm și plutim și iar înotăm cu mânuța dreaptă. Ne ajutăm cu mânuța stângă, ne ajutăm și ce bine știm să notăm. Și înot ușor ca un peștișor și plutești mai lin ca un submarin. Și apoi ne stropim, și apoi ne stropim, cât de bine ne distrăm în apă, notăm. Înotăm și plutim și iar înotăm. Mergi pe mare sau în cadă, și apoi ne jucăm, și apoi ne jucăm, cât de bine ne distrăm când ne spălăm. Înotăm și plutim și iar înotăm cu mânuța dreaptă. Ne ajutăm cu mânuța stângă, ne ajutăm și ce bine știm să notăm. Înotăm și plutim și iar înotăm cu mânuța dreaptă. Ne ajutăm cu mânuța stângă, ne ajutăm și ce bine știm să notăm. La pescuit. Cine nu vrea să doarmă aici? Unde sunt peștii? Peștii dorm și tu trebuie să dormi. Noapte bună, țopa! Bună ziua, Ariciu! Bună! Ce? Nu vrea să se trezească? No! Cum îl putem ajuta? Hai să mergem la pescuit! Poate că dorm? Ziua! Se pare că cineva îi deranjează noaptea.
Să ne jucăm cu mingea! Bine! Zopa! Pește! Ha, ha, mușcă! Zopa, trusește-te! Peștișorii se trezesc! Și mai cine se trezește? Eu mă trezesc! Pa, pa, peștilor! Zi și noapte. Grohi și Țopa ne vor spune ce fac ziua și ce fac noaptea. Ziua lungă ne așteaptă, trebuie să ne grăbim, să dansăm și să cântăm, veseli și zglobi să fim, să sărim, să țopăim și să ne jucăm puțin. Însă noaptea, însă noaptea, trebuie toți să dormim. Însă noaptea, însă noaptea, trebuie toți să dormim. Grohi, putem dormi ziua? E prea lungă, avem multe de făcut. Să sărim pe un băț ce pare un căluț foarte drăguț. Desenăm sau colorăm și facem tot ce ne dorim. Însă noaptea, însă noaptea, trebuie toți să dormim. Însă noaptea, însă noaptea, trebuie toți să dormim. Catița. Bună ziua, copii! Bună! Salut! Bună! Ce desen frumos! Și Grohi s-a desenat foarte frumos! El este prietenul nostru, o caracatiță! O să-i facem o vizită cu un cadou! O, nu! Da! Vopseaua a lăsat urme și trebuie să te speli pe mâini. Dar, Grohi, dacă pătezi pe cineva... Nu o să pătez! Bine, dacă nu o să murdărești pe nimeni, merge așa! Bună! Salut! Asta e pentru tine! Bună! Wow! Toate aici sunt așa de frumoase! Wow! Uită-te la astea! Sunt frumoase! Foarte frumoase! Oh! Ah! Oi, oi, oi! Oh, nu! E în regulă! O să o spălăm! Spălăm? Eu mă spăl pe mâini! Repede, copii! Bravo, Grohi! Te-ai spălat singură pe mâini și ai spălat și caracatița. Acum? Totul e curat! Să ne jucăm! Caracatița! Ura! Ne spălăm pe mâini.
Grohi, ce trebuie să faci după o plimbare? Să mă spăl pe mâini! Foarte bine, Grohi! Ne-am jucat și aici afară, cam de toate am apucat. Iar acum copilașii am mâini bune de spălat. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele! Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Am mâinile uscate. Eu și mai uscate. Nu! Ale mele! Mi-este tare, 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 tare foame, prieten bun. Până nu te speli pe mâini, nu primești vreun papa bun. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele! Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni.